Declarațiile lui Liviu Dragnea au declanșat un val de ironii pe internet. Pe pagina de Facebook a hotelului ATN Palace, locul în care Dragnea susține că ar fi fost cazați presupușii asasini, au curs review-urile 4 stele pentru fiecare asasin. Așa sună doar una dintre recenzii. După teoria conspiraționistă a lui Dragnea pe Facebook, a făcut haz și fostul șef de la Direcția de Combatere a Crimei Organizate Alba, Traian Berbecean. Ești killer profesionist dacă stai cel puțin o săptămână la ATN Palace în regim single, cu mic dejun inclus, minibar, wifi și parcare plătită. Te interesezi la recepție unde e cel mai apropiat magazin de arme, dar te mulțumești cu foarfeca ciordită din salonul de înfrumusețare când ți-ai ciupit sprâncenele pentru a le arcui în mod agresiv. Când totul este pregătit, renunți la misiune și pleci grăbit acasă pentru că te-a chemat măta să duci gunoiul. A scris pe Facebook Traian Berbeceanu. Dincolo de glumă, fostul șef de la Direcția de Combatere a Crimei Organizate Alba critică scenariul lansat de Liviu Dragnea. Din punctul meu de vedere, frizează ridicolul prea multă însemnătate. Probabil ăsta a fost și scopul, să deturneze atenția noastră tuturor de la lucrurile reale și grave. Vorbește despre asasini plătiți, pare cumva un film de acțiune. Mie mi s-a părut de inacțiune. După declarațiile lui Dragnea, românii s-au întrecut în ironii ucigătoare. 4 stele că i-ați cazat. Nu v-am dat nici 5 că nu și-au adus misiunea la capăt. M-am cazat aici anul trecut împreună cu alți colegi de muncă. Noi lucrăm într-o firmă specializată în deratizări. Personalul a fost foarte amabil, discret. Deci cărăm o groază de armament, utilaje de deratizare. Nu am putut să ducem până la capăt treaba pentru care venisem, dar vom reveni în curând. Shalom, Nea Livache, Nea Georgică, vrem apartamentul ăla de la 6. Are vedere faină la drum. Servicii criminale, recomand în totalitate. Sunt doar câteva dintre recenziile care au curs pe pagina hotelului Deluxe. La scurt timp după, ATN Palace a închis secțiunea de comentarii.